În fiecare an, orașul Galați și zonele limitrofe au de suferit din cauza inundațiilor. Ecologistul Romeo Cândea este de părere că lucrările prost gândite de la cotul pisicii au dus la o modificare greșită a cursului Dunării, iar acest lucru trebuie remediat cât mai repede posibil. Naturarea care ne interesează pe noi la Galați este următoarea. Cotul pisicii este pe malul nostru al Galațiului, iar Isaccea e terminal, dar Ice Brăteanu, Isaccea, porțiunea asta îndiguită, este la Tulcea. Un alt fenomen îngrijorător este cel de evaporare a apei din lacul Brateș, cu atât mai mult cu cât o porțiune din el a fost transformată în teren agricol. Acest lucru a dus la modificarea calității aerului din orașul nostru. Ceea ce ne-a dat natura, prin evaporare, într-un an de zile, debitul ăsta de 35 de milioane de metri cubi, care se răspândeau în atmosferă, care creau microclimatul orașului Galați, nu numai a orașului Galați, și cât se putea împrejuri, acest microclimat a fost retezat. Rolul ecologiștilor este cel de a trage un semnal de alarmă cu privire la problemele mediului înconjurător. De aceea, membrii perfac tot posibilul pentru a le arăta gălățenilor că mutările guvernanților nu sunt întotdeauna în conformitate cu interesele naturii și la urma urmei a fiecăruia dintre noi.